Revenim în direct și continuăm dezbaterea noastră. Iată, domnilor, tocmai spuneam că cele 12 localități luate în vizor pentru a fi monitorizate și evaluate, am primit mesaj să le mai citesc. Este vorba despre Pitești, Mioveni, Ștefănești, Costești, Bălilești, Bascov, Brăduleț, Buzoiești, Davidești, Micești, Stâlpeni și Vulturești. Acum, sigur că aici mai sunt, e vorba și de căminul de la Vulturești, mai găsim cămine din astea, dar probabil le vom lua în discuție, evident, pe fiecare. Și mai avem ceva foarte important, și anume ce măsuri suplimentare s-au luat. Închiderea bazinelor, piscinelor, târgurilor, evenimente publice de genul acesta. Probabil, iată că și terasele vor fi închise mai devreme și anume vor funcționa până la ora 22, în timpul săptămânii și în weekend până la ora 23. Acum, nu am văzut așa o defulare totală. Oamenii vor terase, vor, nu știu, de parcă n-ar mai fi fost terase până atunci. Vor ieșire la cafea, la băutură, la ce vreți dumneavoastră, dar e o nebunie totală. Știu cum să o iau. Domnule Tofan, bună seara! Bună seara și vă mulțumesc că mi-ați permis să acceptu să intru în emisiune. Cu multă plăcere v-aș fi permis mai devreme, dar erau domnii primari pe fir. I-am și urmărit și am tras o concluzie în urma discursurilor fiecăruia. Am văzut că nu domnul Emanuel Soare face campanie electorală, ci domnii primari PSD, atât domnul Georgescu cât și domnul Ionică, cred că au început campania un pic mai devreme, pentru că vor să transforme această situație critică, această criză din sănătate, și vor să o transforme în voturi. Nu cred că este corect. Eu nu l-am văzut pe domnul prefect, nu sunt purtătorul unui lui de cuvânt, dar nu l-am văzut nici cu baloane, nici cu flori prin oraș și nu l-am văzut făcând campanie electorală. Vreau doar atât să insist că s-au făcut anumite afirmații legate de cele 12 localități. Nu sunt toate PSD, printre ele sunt și comune conduse de primarie liberal și nu au fost selectate chiar așa cum s-a spus aici, după criteriu politic. După cum știți, e un ordin de ministru legat de carantinarea locală, de legea 136, și aceste localități au fost selectate în funcție de numărul minim de cazuri active la 1000 de locuitori. Cele 12 au minim 3 cazuri în fiecare localitate și este unul din acești indicatori care este luat de bază în selectarea acestor localități. Iar la propunerea, să știți că n-a venit din partea prefectului, a venit după o statistică a Direcției de Sănătate Publice Pitești, Argeș, de fapt, condusă de doamna Honțaru, că este de la PSD, și domnul Manu a fost de acord în Comitetul Județean Situații de Urgență. Bun, acum, dumneavoastră spuneți că există un criteriu și anume 3 persoane infectate la 1000 de locuitori. Și vă pun întrebarea, cea pe care au pus-o, iată, domnii primari dinainte, când au văzut cele 12 localități, dumnealor au spus că n-au văzut nicio localitate PNL. Ne spuneți care este localitatea condusă de primar PNL? Una dintre ele este Buzoiești, cu primar liberal. Chiar și orașul Costești este condus de un primar liberal.
Ciomăgește este condus de primar liberal. 3 nu din e 12 pe listă Ciomăgeștiu. Este nu o pătrime, adică exact raportul de primari între PNL și PSD. Noi avem 23 de primari din 102, deci această pătrime este reprezentativă și în, acest, în graficul acestor localități selectate. Eu nu cred că factorul politic a fost cel luat în calcul la selectarea acestor localități. Mai mult decât atât. Propunerea vine după o statistică făcută de Direcția de Sănătate Publică Argeș. Domnul Manu a propus aceste comune. Sau poate domnul Georgescu contestă pe domnul Manu. E posibil, pentru că dumnealor acolo au o luptă internă. Știu, domnul Georgescu își dorește funcția de președinte la Consiliul Județean. Știu că vrea să îl dea jos și pe domnul Mânzână. A fost și la București. Poate dau în premieră o știre, dar ar putea chiar dumnealui să confirme acest lucru. Care domnul, e știrea în premieră? Ia ziceți. Stați, domnule, să urmă o știrea în premieră. În interior, eu o accept de un an de zile. Pe noi ne-ați provocat că nu punem candidat la primăria Pitești. Dumnealor nici în acest moment nu au candidat. La Consiliul Județean s-a anunțat domnul Mânzână, acum își dorește domnul Georgescu de la Mioveni. Deci lupta internă de la dumnealor este atât de astră, nu mai știu ce sondaje să selecteze, să găsească candidatul care să iasă câștigător. Ați spus că îmi dați o știre în premieră. Stați numai puțin, vă dau cuvântul imediat, domnul deputat. Ați spus că îmi dați o știre în premieră și anume, cine a fost la București, ce să facă? Pe surse, domnul Georgescu a fost la București să fie... să-i să pun așa mâna pe creștet și să fie desemnat candidat la Consiliul Județean Argeș din partea PSD. Eu cred că băgați bățul prin gard acum între domnul primar Georgescu și domnul Mânzână. Nu bag bățul prin gard și, ca să fiu sincer, nici nu ne interesează. Eu am vrut doar să limpezesc acest aspect, pentru că nu era corect să fim noi acuzați că... prefectul, care de sorginte a fost liberal, acum este independent, a selectat aceste comune pe criteriu politic. Deci trebuie să apăr acest lucru și să intervin, nu în calitate de purtător de cuvânt al dumnealui, în calitate de purtător de cuvânt al PNL Argeș. Nu accept ca acest lucru să se răsungă împotriva partidului, că facem un abuz și că selectăm noi comunele cu primari PSD. Deci nu să facem deja asta. Deja mi-ați dat două comune care, iată, vin în sprijinul noastră dacă spuneți că sunt conduse de primari PNL. Deci două din cele 12, deci, Vă rog. Primar PNL, la Ciomăgești primar PNL, la Costești primar PNL. Nu am Ciomăgești pe listă. Vă rog, domnul Georgescu. Da, am o rugăminte la Eu știu că și Ciomăgești prin un comunicat de presă anterior acestei liste. Nu, eu am numai 12 pe listă, nu știu dacă acel centru de permanență era cu foarte multe cazuri. Numai puțin, domnul deputat Georgescu vrea să intre în dialog cu noi, vă rog. Haideți să facem în felul următor, că totuși dacă îl lăsăm pe domnul Tofan să ne spună vrute și nevrute, nu facem nimic. Pierdem din echilibru ăla. Dumneavoastră sunteți recunoscută pentru echilibru. Da, în primul și în primul rând o să vă fac o recomandare, dacă îmi dați voie, să încercați să nu mai întrerupeți pe domnul Tofan când are expunerile acelea, pentru că pierde rândurile de la pagină. Doi la mână. A făcut referire la localitatea Costești ca fiind PNL. Vă dau eu din casă și vă dau în adevăratul sens al cuvântului. Dacă este vreun dușman mai mare al domnului Tofan și implicit al domnului Miuțescu, nu e altcineva decât primarul de la Costești, deci este exclus. Trei la mână. Dacă facem un calcul matematic simplu, de regula de trei simplă, din 12 localități ne rămâne doar una, și aceea este Buzuiești. Da? Și la Buzuiești n-au avut încotro, pentru că raportarea s-a făcut, pentru că și acolo este un centru de asistență socială. Și n-au putut să, știți cum, era mai mult decât evident toată povestea asta. În concluzie, ceea ce a spus domnul Tofan nu stă în picioare. Legat de poveștile dumnealui
Știe dumnealui pe surse, pe nesurse, că s-a dus, că s-a întors. Eu nu le-aș spune băți printre gardi, eu cred că astea sunt sifoane, cum mi se spune nouă în termen popular. Da? Haideți să discutăm de lucruri serioase. Până să intre domnul Tofan aici, chiar au fost discuții serioase alături de domnul doctor, de domnul Maidinici, de primarii care au intervenit. N-am făcut altceva decât să identificăm scopurile, să identificăm ceea ce v-ați propus dumneavoastră în emisiune. Și anume, care sunt cauzele pentru care Argeșul este în top la ceea ce înseamnă infectări COVID. Bun, bun. Acum să-l întrebăm și pe domnul Tofan, care crede dumnealui că sunt cauzele de a situat Argeșul în top, domnul Eu Tofan? Credeam că de asta ai întâi să vă răspund, aș vrea să-i spun domnului Georgescu că nu stau cu foile în față, nu citesc și nici nu pierd rândurile. Dumnealui, ca de obicei, este un pic așa mai... sarcastic, mai cum să îl definesc, eu nu pot să-l definesc, dar nu intru în polemici cu dumnealui pentru că nu are rost. La Costești primar PNL, domnul Georgescu. Poate nu știți dumneavoastră, dar poate domnul Baicea s-a întors în PNL după ce a făcut o piruietă pe acolo, cum ați făcut și dumneavoastră pe la Pro-România. Ascultați-mă un pic. Știu situația mai bine decât dumneavoastră la Costești, credeți-mă. Sursele dumneavoastră la Ștefănești știam că e primar independent, e tot PSD și la Ștefănești e oraș. Ne spune domnul Maghiniș ce culoare are primarul de la Ștefănești, ne poate spune. Independent. Independent, deci nu e de la PSD. Deci s-au mai diminuat din cazurile pe care le-ați expus dumneavoastră. Dar în fine, eu v-am spus care a fost indicatorul luat de bază din cei 7 indicatori care sunt în ordinul ministrului pentru carantinarea locală. Deci ăsta este un indicator. Și vine la propunerea domnului Manu. Dacă domnul Manu propune ca aceste localități, care spune asta, conduse de PSD-iști, să fie carantinate, e un semn de întrebare. Deci nu e propunerea prefectului. Dacă sta și analizat, e propunerea DSP-ului și validată de domnul Manu, care face parte din acest comitet. Nu mai aruncați pe domnul prefect. Știu că l-ați văzut un potențial candidat care poate să câștige. Deocamdată nu-i nominalizat de noi și nu candidează domnul prefect. A, e o știre. Deci nu îl susțineți pe domnul prefect? Păi spuneți-ne și nouă să-l lăsăm în pace. A, deci ați văzut, domnule, care păi dacă treaba... l-ați luat țintă... Acum o să vă mai scot câteva ținte false și se termină și campania electorală. Deci nu-l susțineți pe domnul prefect? L-ați păcălit? Da. Poftiți? L-ați făcut funcționar public, l-ați făcut prefect și acum nu-l mai susțineți? Nu, domnul prefect este într-adevăr un om care e de o moralitate ieșită din comun, este un om profesionist și face treaba acolo la locul lui. Nu e momentul acum ca să vorbim de o campanie electorală și de domnul prefect. Domnul prefect are mult de muncă și trebuie să găsească soluții pentru următoarea perioadă. Și acum îi răspund și doamnei Barață, care sunt următorii pași. Cauzele, care credeți dumneavoastră că sunt cauzele? Cauzele sunt legate de relaxare, adică trecerea de la urgență la alertă, relaxarea respectivă, ați văzut, fiecare a început să ia drumul către mare, către munte, toată lumea a plecat într-o activitate de zi cu zi, nimeni nu poate să stea acasă în izolare și astea sunt cauzele. Deci, deci nu numai din Argeș. S-a întâmplat asta, nu numai în Argeș, toată lumea s-a relaxat în toată țara. Asta e peste tot. Și poate numărul mărit de cazuri se... De ce în Argeș? Este dat și de numărul mărit de analize făcute. Se lucrează cu 3 laboratoare de stat și cu 6 private în Argeș. Este un număr mult mai mare de analize făcut la 1000 de locuitori în comparație cu alte județe și probabil acest... indicator care este depășit în Argeș. Suntem, nu știu pe ce loc, chiar nu sunt pus la punct acum cu clasamentul, dar cu un număr foarte în mare top, de cazuri. Top. Acum, nu este vina top. Nici a domnului prefect, nu este vina nimănui, este
să spun întâmplător, așa cred eu. Întâmplător nu poate fi nimic. Totul trebuie să aibă o cauză, pentru că dacă nu descoperi cauza, nu o să poți împiedica efectul. Și atunci, nu dă nimeni vina pe nimeni. Noi trebuie să căutăm cauze ca să oprim o dată nenorocirea asta, că doar nu-mi intra în carantină, domnule Tofan, zău, nu-mi intra în carantină, fi culmea să intre Piteștiul în carantină sau, eu știu, Mioveniu sau una din localitățile respective. Este voia celui de sus. Nu-și dorește nimeni acest lucru, doamna Barasă, și știți că săptămâna trecută eu am tras un semnal de alarmă și ați văzut că s-a adeverit. Am spus că la Spitalul Județean sunt 11 cazuri numai la ortopedie, că bolnavii stau pe holuri și nu au acces la sălile respective, că nu sunt paturi. L-am văzut pe domnul Manu, care s-a lăudat săptămâna asta că a adus un ATI mobil cu 8 paturi la Spitalul Județean. Să știți că n-a fost întâmplător ca acel ATI mobil să ajungă la Spitalul Județean. Știm foarte bine că anumiți oameni care ne reprezintă la București au făcut un lobby și s-au luptat pentru acel ATI mobil. Nu, domnul Manu nu s-a lăudat că l-a adus, a spus doar că a solicitat. E o diferență. A solicitat de urgență. Că PNL-ul l-a adus. Da, a fost un lucru foarte bun că l-a solicitat și a fost un lucru mai bun că Ministerul Sănătății a alocat acest laborator mobil Argeșului, care avea mare nevoie la Spitalul Județean. Pot să laud aici pe domnul Adrian Iuțescu, s-a luptat pentru acest caz, dar nu vrem să ne lăudăm cu treaba asta. O spun doar așa, ca titlu informativ. Lăudați-l, domnule, e o situație gravă la Spitalul Județean. Domnul Tofan, când e de lăudat, lăudați-l, domnule. Când nu e de lăudat, nu aveți cum, dar când e de lăudat și face orice om care face ceva bun pentru județul ăsta, chiar lăudați-l, domn. Mi-e teamă de deputatul Georgescu că o să mă atace că facem campanie electorală, doamna Barasă, și stau mai ponderat. Lăsați că nu vă e teamă de deputatul Georgescu. Nu, domnul Tofan, atâta timp cât dumneavoastră... Mi-e teamă, este ca un buldog în lesă, credeți-mă. E normal. Aveți funcții politice și... Problema este alta. Problema este când prefectul, care prin lege este apolitic, face politică. Aici avem o problemă. Cu dumneavoastră nu. Dumneavoastră puteți să o faceți din două motive. Unu, că sunteți om politic și doi, că o faceți extrem de slab pentru noi și nu e o problemă. Bun. Vreau să vă spun, doamna Barasă, un lucru legat de ce am discutat toată această seară, pentru că dacă nu tragem concluzii, înseamnă că discuțiile au fost în zadar. Cea de-a treia cauză pe care am identificat-o eu și la care ați subscris și dumneavoastră rând pe rând, era cea în care enunțam faptul că, dincolo de declarațiile publice, acestea pompoase, că am adus aparat, că am adus... Așa, dotările în spital, suplimentările au fost inexistente. Totul a fost lăsat pe managementul spitalului, care cu greu s-a descurcat și una din cauzele răspândirii COVID-ului este tocmai absența acestor materiale de protecție. Dacă vreți să aveți o imagine reală și corectă, faceți un sondaj de opinie, mergeți și vedeți dacă ceea ce vă spun eu este realitate sau nu. Pentru că nimic din ceea ce guvernul a promis că vine și sprijină cu materiale nu s-a întâmplat în realitate. Merg acum la domnul doctor, care este total imparțial și care ne va spune dacă a mai identificat vreo cauză, domnule doctor. Sau dacă aceasta este o cauză. Da, este una aceasta din cauză și vreau să mai supun atenție doctor și telespectatorul următorul lucru. Dumnezeu ne-a trimis un semn în urmă cu circa 2 sau 3 săptămâni, nu mai țin minte data exactă, dar chiar la o emisiune de-a dumneavoastră, doamna președinte, a ridicat această problemă. Izbucnirea acelui focar de COVID la unul din supermarketurile din orașul nostru și unul mare, nu unul de dimensiuni mici. Da.
Deci ce a vrut să ne spună? Domnule, aveți mare grijă, fraierilor, că acest virus acționează acolo unde locurile sunt aglomerate. După părerea mea, în acel moment, tot ceea ce înseamnă instituții deconcentrate responsabile de apărarea vieții, sănătății publice, ordinei și disciplinei, mișcarea cetățenilor, trebuiau implicate să ia măsuri, fiecare cu din punctul lor de vedere, pentru a stopa aceste aglomerații, de a se respecta acele reguli de distanțare socială, de purtarea măștii. După părerea mea, slaba implicare a instituțiilor responsabile de acest lucru și-a spus cuvântul și avem și consecințele acestor fapte. Vin din nou cu un exemplu care, și în același timp o întrebare. Localitatea Bradu, de exemplu, Oarja. Dom'le, ei sunt în legea... De ce nu au cazuri? Vedeți, să ne punem această întrebare simplă și poate că și telespectatorii și-o spun, băi, dar avem la acolo, la Mioveni, la așa, dar la aici de ce n-avem? Pentru că vă spun, deci, din văzute de mine personal, cu mâna pe inimă și probabil că mai sunt oameni care ne ascultă, în aceste localități am văzut implicare 100% din partea forțelor de ordine, respectiv poliție locală, patrulare, vă spun, deci n-am văzut așa decât, cred că în țările astea străine, Austria, Germania, deci patrulează și acolo unde văd aglomerații de oameni, imediat au intervenit pe jos, intră la ei, îi împrăștie imediat. Dacă aveți, și îmi pare rău că nu am un filmuleț făcut, știți că este o comunitate de romi. Vă dau cuvântul meu de onoare că unul nu iese afară din curte, dar de ce? Poliția locală, uite așa, patrulează, cred că de 10 ori pe zi, nu se permit ca oamenii să stea pe la poartă, cum se obișnuiește pe la țară, să stai, să vorbești, să te întâlnești, imediat coboară la ei sau le dă prin portavoce să intre în curte și să-și vadă de treabă. Deci, după părerea mea, deci instituțiile au avut un mare rol în răspândirea acestei boli. Acolo unde treaba s-a făcut așa cum a trebuit, se văd și rezultatele. Și v-am dat un exemplu văzut și trăit de mine și probabil că sunt mulți oameni din localitate care pot să confirme ceea ce vă spun la această oră. Inclusiv la Cijmeaua, de unde oamenii iau apă cu mare plăcere, care este chiar în fața casei mele, ca să zic așa, și îi văd din curte. Domnule, odată te trezești cu poliția acolo, coboară agenții și sunt aliniați la 2 metri unul în spatele altuia. Vă spun, este ceva la modul ireal, adică nu-ți vine să crezi, bă, trăiesc în România. Du-te și pe, aici la cinema, la unde era cinema Dacia înainte, să-i vezi cum stau grămadă acolo, fără să vezi un polițist local care să patruleze și să-i împrăștie. Nu trebuie neapărat să-i dai amendă omului, dar să vadă și să se simtă prezența autorităților printre oameni. Dacă se luau măsuri de la început în aceste aglomerări, piețe agroalimentare, Târgu Săptămânare, supermarketuri și alte unități de genul acesta, nu să te duci să-i rupi gâtul la un agent economic care are și el un magazin la parter de bloc, ai găsit pe nu știu cine acolo că avea masca pusă pe urechea așa. Acolo unde într-adevăr se strâng mii de oameni, zeci de oameni zilnic, acolo se răspândește boala și de acolo o aducem acasă. Da, domnule Maghini. Este un exemplu elocvent și dacă împărtășiți ideea pe care eu am lansat-o, dar sunt lucruri văzute și trăite de mine ca și medic și ca, zic eu, ca fiind observator al situației medicale din momentul de față. Am înțeles ce observația noastră este cât se poate de pertinentă și de aici reiese că poporul român este obișnuit să facă numai de teamă. Altfel, nu, domnule. Trebuie să vină poliția locală să-l așeze la coadă, trebuie să vină prefectul să-i pună mască, trebuie să vină deputatul Georgescu să-i păstreze distanțarea sau eu știu ce. Păi nu e în regulă așa. Nu e în regulă așa. Trebuie să înțelegem fiecare dintre noi că trebuie să păstrăm o distanțare fizică, să ne punem mască, să ne spălăm. Domnul Maghinici. Din păcate am avut neșansa să asist de mai multe ori la discuțiile între domnul deputat Georgescu și domnul purtător de cuvânt Gelu Tofan. Observ mai ales că am recitit zilele acestea tratatul de toleranță lui Voltaire. De fapt, care este adevărul despre COVID, inclusiv în județul Argeș?
faptul că la noi politicienii de stânga, de dreapta, de centru sau ori de care orientare ar fi, nu au reușit în această perioadă de răstriște să colaboreze corect și cinstit vis-a-vis de alegători și în general de populație. Atât în Franța, cât și în Germania și în Italia, în această perioadă dramatică a COVID-ului, care continuă încă, nu există dezbateri pro și contra între cei care sunt la guvernare sau cei care sunt la opoziție. Se caută măsuri care să ducă la limitarea deceselor și a îmbolnăvirilor. Încă o dată, cu tristețe, o spun, am mai spus-o și altă dată, eu sunt pentru o reconciliere, în principiu, a clasei politice în România. De-aia suferim de 30 de ani. Și de-aia îl urmăresc cu plăcere pe domnul doctor, care chiar dacă are o tentă liberală, știe să stea foarte departe și tratează lucrurile ca un adevărat medic și profesionist. Nu știu, mi-aș permite, așa, din experiența mea, să ceră atât celor de la PSD și de la PNL să facă o pace sau un armistițiu pe această perioadă și să colaboreze împreună și să nu-și mai arunce cărămizi dintr-o parte în alta. Sunteți chiar drăguți, dumneavoastră. Sunteți chiar drăguți. Și să știți că au respectat acest armistițiu. Din păcate, știți cum este cu peștele, da? Domnul Iohannis a venit și a început campania electorală dând foarte tare în PSD și trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Până atunci niciunul n-a zis nimic, nici PNL, nici PSD, nici de niciun fel. E, de atunci a început. Eu cred că nu există gest mai mare de toleranță și de înțelegere a contextului extrem de greu decât de a vota un guvern al altui partid. Motivația fundamentală a fost tocmai aceasta. Trecem într-o situație grea. Domnul deputat, permiteți-mi să vă întrerup, știți că nu am obiceiul. Nu, aici este și un gest politic. A știut foarte clar că votând guvernul PNL, dumneavoastră vă spălați pentru o perioadă scurtă de vreme, câteva luni, maximum un an jumate de o guvernare în această perioadă foarte dramatică a COVID-ului și că veți reveni prin alte mijloace legale, bineînțeles, și parlamentare sau alegeri la putere. Dar eu cred încă o dată că dacă acest armistițiu a fost rupt de către domnul președinte Iohannis, adevărații liberali, mai ales că au și apărut cărți despre, și dumneavoastră sunteți istoric, despre liberali și o contraistorie a liberalismului, ar trebui să se întoarcă la valorile lor și să explice domnului Iohannis că în perioade de criză nu se cere decât o unitate națională. Dar eu nu cred că gestul dumneavoastră a fost pur și simplu haideți să-i votăm ca să trecem peste. Nu, pur și simplu ați vrut să-i băgați cu nasul într-o oală urât mirositoare unde se află la ora actuală. Dar domnule Tofan, îmi cer scuze, vă zic că și în cadrul partidului dumneavoastră sunt disensiuni și apar dizidențe mai mult sau mai puțin periculoase. Ne dăm seama cât de nepregătiți ați fi fost să rămâneți la guvernare. Bun, domnule Tofan. Întrebare. Mi-a plăcut punctul de vedere al domnului Maghinici. O să țin cont de sfatul dumnealui. O să trec la reconciliere. Mâine o să-l sun pe domnul deputat Georgescu și o să merg la Spitalul Județean să vedem dacă într-adevăr nu sunt materiale sau dacă sunt materiale lipsă. Eu știu că spitalul este bine dotat cu materiale, cu măști și așa mai departe, dar personalul nu poartă mască, poate să vă confirme chiar domnul Copceac, eram pe hol când critica personalul foarte dur, cu termeni ieșiți din comun și chiar tipa la anumite asistente care, chiar asistentele nu purtau mască în Spitalul Județean, că acele circuite aprobate de DSP în Spitalul Județean nu se respectă, că sunt foarte multe lucruri legate de managementul defectuos de la Spitalul Județean și ăsta este un factor pentru care acest COVID se mulțește chiar acolo unde este focarul în interiorul spitalului. Nu vreau să aduc o critică atât de mare managementului, dar trebuie, cred eu,
să fie verificat Spitalul Județean, că am văzut că de când l-am lăsat noi din mână, a ajuns într-o criză ce drăguț sunteți, doamne, Dumnezeu. În mod normal la v-aș da o replică, dar ați fost atât de hazliu. Merg cu dumneavoastră, domnul deputat, mâine la Spitalul Județean, chiar vă promit. Da, eu vă întreb altceva, n-ați putea să vă uitați pe cifre și să vedeți... Îl salut și pe colegul meu, domnul doctor Vișinescu, e colegul meu de la PNL, știu că s-a înscris în iarnă și chiar dacă nu expune anumite puncte ale noastre în emisiune... aveam pretenția să ne apere acolo la cele 12 localități, să spună că avem și noi primari liberali printre cele 12. E, nu e o critică, bună, domnul doctor, doar medic, așa unde... vă atrag atenția că în calitate de deputat trebuie să apărați și partidul. Aprecieri. Și invitația lansată de doamna președintă, așa cum am spus și în timpul emisiunii, deci nu este de politică, de medic, nu medic, de politic. Ați observat, domnul, de câteva ori că tot ceea ce vă spune nu are legătură cu politica. Domnul Tofan, și-a strâns semnăturile domnul Apostolițeanu ca să candideze la primăria Pitești? Nu s-a început strângerea de semnături, doamna Barasă. Chiar e o decizie foarte bună a guvernului de a se înjumătăți acest număr. Sunt foarte puține de strâns. Probabil că membrii noștri în următoarea perioadă. Păi da, dar cum facem noi că dacă intră Pitești în carantină... situația nu ne permite să ieșim în stradă să strângem semnături. Nu, vedeți? Asta este. Eu zic de să le strângeți rapid asta, pentru că dacă de luni intră Pitești în carantină, nu mai aveți când. Dar întrebarea era alta. Cei din PNL vor strânge semnături pentru domnul Apostolițeanu? După cum ați observat dumneavoastră, toți cei care s-au înscris în cursa internă s-au așezat în spatele domnului Apostolițeanu, au făcut o echipă, organizația PNL Pitești a votat nu în unanimitate, cu un singur vot împotrivă validarea înscrierii dumnealui în partid, iar biroul județean l-a validat pentru biroul național, deci nu a fost chiar nici o opoziție împotriva dumnealui. Toată lumea l-a primit cu brațele deschise, nu ca un administrator. Domnul Tofan, stați că mi-ați dat o știre uriașă. Adică nu a fost niciunul, n-a făcut opoziție, niciun liberal n-a făcut opoziție? Ba da, păi a spus că n-a făcut. Am spus niciun, cu singur vot împotrivă. A unul doar? Aoleu, doar unul, doamna Barată, ce vă surprinde? Și eu am votat pentru Apostolițeanu, chiar dacă de-a lungul vremurilor l-am criticat. Eu îl apreciez pentru că este un om profesionist, este un administrator foarte bun, are idei, proiecte. Noi nu punem un om la primăria Pitești politic. Noi punem un om care să ne respecte și nouă proiectele noastre liberale, domnul, și să le ducă domnul, la domnul Gelu Tofan, permiteți-mi să vă întrerup două secunde. Spre deosebire de dumneavoastră, nu aș fi atât de convins că a fost un administrator foarte bun. Domnia sa în pătrățica pe care o avea de gerat la primărie se afla și apă canal, care este foarte, foarte proastă și care este dată în judecată de cei care folosesc apă canal. Drumurile din Pitești nu sunt nemaipomenite, îi aparține tot domniei sale faptul că tot ce a fost de reparat a fost reparat de mântuială. Totuși, și să vă felicit că l-ați reînviat pe Ceaușescu și că ați votat 99,9% un trădător. Doamna Barasă, vorba de trădător aici. Să intervin? Da, cum să nu dai vorba? Domnul Maghini, nu pot să nu vă răspund, pentru că vă cunosc poziția dumneavoastră. Din câte știu eu, erați un mare admirator al celor de stânga. Acum văd că îl criticați. Deci nu sunt buni pesediștii care pleacă din PSD, văd, pentru dumneavoastră. Lăsați-mă să termin, domnul Maghini, că eu v-am ascultat. Eu vă port tot respectul, ați văzut că am fost de acord și cu punctul dumneavoastră de vedere. Vă apreciez că ați citit pe Voltaire acum în vacanță când ați fost în Franța. Sunteți un om deosebit, dar dați-mi voie să vă răspund. Deci, în studiile pe care le-am făcut noi în Pitești, să știți că domnul Apostolițeanu este votat de o persoană din trei pentru faptul că li s-a reparat o anumită țeavă, un anumit drum, li s-a
la o anumită solicitare, domnul Apostolicianu a fost prezent și ei au fost mulțumiți de prestația dumnealui ca un bun gospodar. Și de aia este apreciat de Piteșteni. O anumită țeavă. Câte țevi s-au spart și este vinovat domnia sa ca apoi să vină să le, repare. Nu suntem copii totuși, domnule inginer. Să fim foarte serioși. Numai puțin. Numai puțin. Dacă spuneți dumneavoastră că este votat de o persoană din trei, asta înseamnă că va lua un număr foarte mare de voturi, nu-i așa? În sondaj. Doamna Barață, eu știu că vreți să mă trageți de limbă legat de sondaj, dar eu public în acest moment nu pot să-l acord gratuit. Am înțeles. Cei care vor sondaje, să-și facă. Noi l-am plătit, îl avem, ținem cont de el, nu pentru numărul, procentul pe care îl are Apostolicianu, Partidul Național Liberal. Ținem cont de anumite lucruri din sondaj, adică ce-și doresc piteștenii, ce-și doresc argeșenii. Adică am făcut o anumită ierarhie pe anumite domenii care trebuie să le avem în... În Argeș, cât suntem cu drept de vot? În Argeș? Da, aveți idee? Nu, în Pitești, pardon. Nu știu în acest moment exact, n-aș vrea să dau o dată eronată. Știu că în Pitești sunt peste 150.000. Dacă vorbim de Pitești. Dar mă interesa cu drept de vot. Sunt 180 ceva de mii de locuitori, dar cu drept de vot aproape 150 de mii. Așa, ca să împar și eu la trei și când o lua cineva 50 de mii de voturi, păi nu vă supărați. Nu vin 150 de mii la vot, doamna Barață. La vot vin 60-70 de mii, nu știu, ceva de genul ăsta. Păi zis că trei din, unul din trei. Doamna, intenția e una, intenția e una și la vot e altceva, domnul Topan. Exact asta e. Noi nu prea am greșit nici la europarlamentare, nici la prezidențiale. Nici la localele de data trecută. Doamna președinte, vă rog frumos, ar vrea să fac și o precizare. Vă rog, domnul domnul Tofan, uitați, vă fac public câteva precizări. Pentru că mă simt obligat față de ce ați vorbit mai devreme. Bunicul meu, fost membru liberal, omorât de către comuniști. Tatăl meu, membru liberal. Eu din 2007, cu toate, deci prin natura profesiei și prin familie am împărtășit politica liberală. Cu toate că dumneavoastră PNL-ul ați scris prin ziare că sunt membru PSD. Uitați, domnul deputat aici, poate să vă spun dacă m-a văzut vreodată pe scările PSD-ului. Eu, da? Eu vă să spun ce am zis, dar când doamna Barață. Deci, domnul, noi n-am spus niciodată că ați fost membru PSD, da, nu știu de unde e ziar, deci noi n-am discutat, noi n-am discutat decât prin două mesaje prin care v-am trimis rezultatul. Dar eu nu v-am criticat ca membru liberal, poate dumneavoastră ați înțeles greșit. Eu am zis că aveam o pretenție la dumneavoastră ca invitat să spune și punctul de vedere al partidului. Dar dacă sunteți doar simplu invitat din partea partidului, îmi cer scuze, asta este. Da. Domnul Nicolae Georgescu, vă rog. Bun, aș vrea să fac câteva precizări pe scurt așa. Vreau să-l felicit pe domnul Tofan, pentru că în această seară a avut puncte de vedere... câteva dintre ele, nu toate, că nu se poate descurca dumnealui chiar cu toate, corecte și în același timp în contradicție cu cele ale conducerii centrale a partidului. A spus la un moment dat un lucru pe care și l-a asumat și domnul prefect, că în Argeș avem foarte multe cazuri pentru că testăm foarte mult. Știm foarte bine că la nivel central domnul Orban nu susține acest demers, se contrează permanent cu doamna Firea, de exemplu, pe București și ne spune zi de zi că testarea masivă nu este o soluție. Doi, o contrazice domnul Tofan și îl felicit încă o dată pe această cale, pe doamna Turcan. Pentru că domnul Tofan ne spune și foarte chiar apreciez lucrul acesta, că nu este momentul acum să discutăm foarte mult despre strângere de semnături, despre campanie și despre toate cele, pentru că situația medicală
este de așa natură încât nu prea ne mai stă capul la alegeri. Și o contrazice pentru că doamna Turcan acum o săptămână a declarat public că principalul obiectiv în această perioadă este legat de organizarea alegerilor. 3. Voiam să spun, dar a intervenit între timp domnul doctor și a diluat un pic din ceea ce aveam eu la punctul 3, faptul că în această seară, după spusele domnului Tofan, eu m-am aflat un pic în minoritate. Pe de o parte, domnul Maghinici, apreciat pentru pozițiile spuse de domnul Tofan, pozițiile pro-liberale, mi l-a deconspirat și pe domnul doctor aici, ca fiind prin pozițiile dumnealui liberale. Eu, domnul doctor, fac o paranteză și spun că dumneavoastră ați fost extrem de echidistant și fiind dumneavoastră echidistant, întotdeauna și părerile noastre critice sunt mai aproape de obiectivitate decât de subiectivism. Și l-aș întreba pe domnul Tofan, dacă îmi dați voie, domnul Tofan, o întrebare simplă, dacă îmi puteți spune, când ați prezentat candidatul la primăria Pitești din partea Partidului Național Liberal și apreciem că întrunește 99,99%, ați spus la un moment dat că selecția a fost făcută pentru că este un om care a avut proiecte. V-aș ruga să-mi precizați cu subiect și predicat un proiect al candidatului respectiv de care aveți dumneavoastră cunoștință, pe care l-a inițiat, l-a susținut și l-a finalizat. Vă mulțumesc! Eu n-am spus că pentru proiecte a fost selectat, domnul. Am spus pentru că este un bun administrator. Pe doamna Barață să dea înregistrarea. Am spus un bun administrator. Un om cu proiecte multe. Iar eu am spus legat de proiecte, va susține proiectele noastre liberale. Eu îmi notez, domnule, am așa tipicărea la aia, știți, când dă cineva o declarație aproape ca jurnalist. Îmi notez aici, ați spus asta, e pe bandă. Nu puteți să mai bine spuneți, și ce vreți să vă spun, un proiect inițiat de domnul Apostolicianu? Dați răspunsul mâine seară. Nu-i problemă, îl accept și mâine seară. Îl dați mâine seară, căutați în bibliografia de specialitate. Uite, unul dintre proiecte este cel legat de Parcul Trivale. Ăsta este unul dintre ele, care este comun cu al nostru. Ce proiect cu parcul care? Cu Parcul Trivale. Dar detaliați-mă un pic, că vă spun eu cum e cu Parcul Trivale. Vă spun eu la cine a apelat să aibă punct de vedere de pe la ministere, de pe acolo, legat de Parcul Trivale. Nu e proiectul dumnealui? Nu, a fost proiectul nostru prin strângere de semnături. Nu am putut să ne impunem ca să strângem cele 7500 de candidați chiar într-o anumită criză. Dar dumneavoastră văd că m-a atacat pe mine cu factorii politici de la nivel național. Dar eu vă întreb pe dumneavoastră, că n-ați să puneți prea multe întrebări, răspundeți-mi și mie. Dacă ai noștri nu sunt de acord cu testele în masă și așa mai departe, domnul Ciolacu afirmă că nu e nevoie de starea de alertă, nu e nevoie de măsuri de prevenire. Dumneavoastră cum comentați? Domnul Tofan, faceți chestiile astea cu cine, de starea de alertă? Cu cine nu are capacitatea să înțeleagă. Eu v-am pus o întrebare de bun simț, care e scoasă din contextul afirmațiilor. Și eu te-am răspuns, mi-ai spus ce proiect și te-am spus proiectul. Intrăm în detaliile proiectului acum, da? Un candidat pentru experiența în administrație și pentru faptul că a avut foarte multe proiecte. Și v-am rugat, n-am făcut apel la cele multe proiecte, v-am rugat să-mi exemplificați unul singur. Nu-i problemă, v-am spus, nu e cu supărare. Accept să-mi dați răspunsul. Sala polivalentă. Sala polivalentă. Sunteți mulțumit? E proiectul cui? Este și el inițiator. Nu a fost consilier local în perioada respectivă când a inițiat. Uite, noi o să terminăm sala polivalentă. Și o să vedeți că fondurile de la CNI o să se îndrepte la sala polivalentă. Sunt aprobate de domnul Orban. Eu v-am întrebat altceva. Dumneavoastră îmi spuneți, eu vă întreb dacă a venit lupul în curte. Dumneavoastră îmi spuneți că a fost vulpe. Hai să o lăsăm. Gata, am înțeles. Nicio problemă. Bună, domnule deputat. Ce n-ați înțeles dumneavoastră, pentru că erați, eu știu, preocupat să puneți următoarea întrebare. Domnul Gelu Tofan a zis o chestie esențială. Deci domnul Apostolicianu
a susținut un proiect care de fapt era al PNL-ului, ceea ce înseamnă că era cârtiță la nas. E posibil. Întrebarea mea nu era legată de acest aspect. Păi, dar nu știu ce ați întrebat, ce răspuns vă doreați să primiți. Dar domnul Topan v-a dat un răspuns de m-a lăsat încremenită pe scaun. Deci era cârtița PNL-ului de când era la PSD. Da. Ce să, eu nu comentez. Eu să știți că am un tipic al meu așa. Mă interesează dacă cineva face o afirmație printr-o întrebare ajutătoare, suplimentară, cum vreți să-i spunem, să detaliem acel aspect astfel încât să clarificăm acest profil, pentru că s-a construit un profil administrator, inițiator de proiecte și eu, pe bună dreptate, chiar vreau să știu, că poate sunt mai prost informat. Poate în zilele următoare aflăm. Până atunci, eu vreau să transmiteți un mesaj domnule Topan. Dați-mi voie să vă spun, era o glumă din partea mea. Domnul Tofan mi-a spus că l-a selectat pentru treaba asta. Faptul am că înțeles, nu le știe, înțeles, nu le știe că, aceste inițiative, îmi dă răspunsul la întrebare. Nici nu mă mai interesează mâine, nu mai aștept niciun răspuns. Bun, da? Am înțeles. Asta e părerea dumneavoastră, domnule deputat. Văd că dumneavoastră și întrebați și preferați răspunsurile și care le doriți dumneavoastră. Noi avem un set de proiecte, nu stau acum să le vină în șir eu aici. Dar cu proiectele noastre liberale, domnul Apostolicianu pleacă la drum și e de acord cu ele. Dacă vreți, vine și în șir, că nu sunt secrete. Domnul Apostolicianu este de acord și cu acel post pe Argeș, care a fost și propunerea pe CD, dar vrem și noi să-l facem. E de acord și cu parcul industrial de la CET. E de acord și cu o platformă blockchain ca să consultăm populația Piteștiului. E de acord și cu centura de vest a orașului Pitești. Câte vreți să vă mai spun, domnul deputat? Ăsta noi să le facem. Și am demonstrat că facem la nivel național. Ați văzut că am semnat și autostrada la Pitești și începem autostrada. Am făcut și la casă și Muzeul Național Brătianu. Dacă vreți, până dimineață o să vă înșir numai proiecte aici, exact, de nu să puteți dumneavoastră să mai mulțumesc foarte mult, domnule Tofan, vă mai aștept cu mare drag. Concluzia, domnul Maghinici, vă rog. Foarte interesante discuțiile din această seară, totuși până la urmă nu știm ce se întâmplă în Argeș, cum nu știm ce se întâmplă și la nivel de România în ceea ce privește această pandemie care urcă din ce în ce mai tare, bănuiesc că vom avea în curând și starea de urgență. Doamne ferește, a vorbit pentru noi, a comentat, iată, în emisiunea noastră, domnul Adrian Maghinici de la Bordo. Acum, domnul deputat, vă rog o concluzie a dumneavoastră, că vreau totuși medicul să fie cel care are ultimul mesaj. Și foarte bine procedați, pentru că, până la urmă, dincolo de emoția noastră și de mesajul nostru în această perioadă, cred eu că mai mult ca oricând cei care trebuie să spună ce avem de făcut sunt medicii și să-i și ascultăm. Din păcate, cei care ar trebui să-i asculte nu o fac. Dovadă că astăzi, la nivel de județ Argeș, situația este critică. Din punctul meu de vedere, nu avem o coordonare, nu știm câte paturi avem libere, dacă mai avem, unde sunt. Este un haos, ăsta este cuvântul de ordine și vreau să vă spun că președintele României ne-a împărțit în două categorii cu acea declarație celebră a dumnealui, dacă în fața bolii, dacă nu ești precaut, ești prost. Rămâne, era de fapt o dilemă, nu mai este o dilemă, domnul președinte al României, prin ceea ce a făcut zilele acestea și comportamentul public de acolo. Mulțumesc frumos, domnule deputat. Ne-a spus dumnealui în ce categorie. Mulțumesc frumos, domnule doctor. Doamna președinte, vreau să mulțumesc distinșilor noastre invitați, atât domnului deputat cât și domnul Maghinici, pentru faptul că au constatat că am venit aici, ca zic eu, ca un intelectual rasat, nu să spălăm niște rufe sau să băgăm gloanțe în mitralieră, ci să încercăm să punem la, să zic așa, în lumina reflectorului
și în lumina minții ascultătorilor niște lucruri care trebuie să le respecte, niște lucruri pe care trebuie obligatoriu să le respecte și iară să le respecte, de câte ori ați amintit și noastră. Domnul deputat, vă rog eu să aveți toată stima și considerația mea. V-am spus cu toate că avem rădăcini foarte adânci de ani de zile, de zeci de ani, când alții încă făceau pipi în Pampers. Dar convingerile sunt în suflet, sunt în inimă. Relația interumană, relația între intelectuali, între oameni rasați, zic eu, se bazează din partea mea pe respect, pe prețuire și pe un dialog civilizat și omenesc. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor, mulțumesc mult dragilor invitați. M-a plăcut asta cu pipi din Pampers foarte tare. Bun. Erau scutece. Am înțeles. Da, mă scuza, domnule. E în regulă. Bun. Mulțumesc celor care au intrat în direct și celor care au rămas alături de noi până la această oră. Până mâine seară, lumină în suflet și iubiți-vă mult.